Slăvit să fie Domnul! Înainte de a avea un cuvânt, vreau să fac doar o precizare. Inițiativa acestei strângeri pentru familii din Bucovina n-a venit de la noi, a venit din partea conducerii a păstorilor dumneavoastră. Noi o salutăm și vă asigurăm că avem cugetul curat în lucrarea aceasta. Amin. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă și spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. În câteva cuvinte v-am spus ce înțeleg eu prin sănătos în credință. Adică să asimilezi credința, să te hrănești cu cuvintele credinței, să demonstrezi credința și să progresezi, dacă vreți, în credință. Mi-am propus să vorbesc puțin de partea finală, sănătoși în răbdare. De dragoste mai mult de vorbit. Sănătoși în răbdare. Eu nu m-am însurat ca să rabd. Nu asta mi-a fost gândul, dar am răbdat. De la cine, nu vă spun. Care din dumneavoastră s-a căsătorit ca să rabde? Păi la mine, dacă ar veni un băiat și ar spune, frate drag, vreau să mă însor ca să rabd, sau să vină o fată, vai frate drag, vreau să mă măriți numai decât ca să rabd, cred că i-aș trimite la psihologie. Păi stați un pic, dar nu este scopul căsătoriei. Dar vă întreb, ați avut de răbdat până acum? În familie? Eu am găsit în Sfânta Scriptură niște lucruri care trebuie răbdate. Biblia spune răbdat. Și când m-am uitat la ele, le-am văzut și la mine acasă, lucrurile alea. Roman 15:1. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Se întâlnește asta în familie. Eu am întâlnit persoane care în anumite domenii sunt foarte tari, în alte domenii sunt mai slabi. Am văzut nevestele unor frați atâta de harnice și de gospodine și de curate, stari în administrație, dar temoasă, fricoasă. Să teme de asta, să teme. E o slăbiciune a ei. De ce zâmbiți? Mai sunt? Mai știți? Ei, ăia care sunt tari, sunt datori să rabde segmentul ăsta la partener sau la un copil care e mai slab. Scrie în 1 Corinteni 6:7. De ce nu răbdați mai bine paguba? Ați avut pagube acasă? Cum ați acționat? Eu am avut multe pagube. Și de la vecin câteodată. Eu sunt de la țară, care împinge hatul, bagă în grădină, mai multe. Ei, eu, casa, familia mea, o trebuie să răbdăm. Și am spus, măi, răbdăm când ne-a dat Dumnezeu din altă parte. Răbdați paguba. Asta am întâlnit în familie. Iacov 1:12. Ferice de cel ce rabdă ispita. N-ați avut ispite pe acasă niciodată? Și ce am făcut? Le-am răbdat. Le-am răbdat. 2 Timotei 4:5. Dar tu fii treaz în toate aceste lucruri, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Rabdă suferințele. Nu sunt suferințe în familie? Sunt. Sunt multe suferințe. Și trebuie să le răbdăm. Atunci eu mi-am spus, dar de unde răbdare? Dumneavoastră când aveți nevoie de răbdare, de unde o luați? Cum vă faceți voi rost de răbdare? Să aveți răbdare pe acasă. Eu am găsit că răbdarea e un dar care ne-l dă Dumnezeu dacă știm să-l accesăm corect. În Romani 15:4 spune așa, că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin mângâierea și răbdarea pe care o dau Scripturile voi să aveți nădejde.
Știți că în simpla lecturare a Scripturii, că iar revin la consumul de Scriptură din familie, prin simpla citire, lecturare și meditare asupra Scripturii, te încarci cu răbdare? Spune Iacov, ați auzit de răbdarea lui Iov, capitolul 5, și ce sfârșit i-a dat Dumnezeu? Ați auzit de răbdarea lui Iov? Da? Da, și eu am auzit. Eu de aici am auzit. Am luat Sfânta Scriptură, am găsit scris de răbdarea lui Iov. Citirea Scripturii așa ca o perfuzie din astea cu multe vitamine. Prin răbdarea și mângâierea care o dau Scripturile, voi să aveți nădejde. Apoi mai scrie în Galateni 5:22. Roada Duhului dimpotrivă, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. Omul care e plin de Duhul Sfânt, rodește. Duhul Sfânt în noi rodește bunătatea. Duhul Sfânt rodește în noi răbdarea. N-ai să vezi un om plin de Duhul Sfânt, întotdeauna mânios, foarte iute, foarte agitat, ironic. Nu, nu. Omul care e plin de Duhul Sfânt are el roada Duhului, care se cheamă răbdare. Deci eu cred că răbdarea o luăm de la Dumnezeu când accesăm corect prin metodele pe care El ne-l-a lăsat. Am mai întâlnit că răbdarea se capătă prin practicarea unui caracter nobil. Un caracter nobil. Scrie în Proverbe 19:11. Înțelepciunea îl face pe om răbdător. Și e o cinste pentru cineva să uite greșelile. Măi, am întâlnit familii când bărbatul a venit acasă mai nervos, mai făcut gălăgii pe aici, și n-avea dreptate. Îi trebuiau date niște replici acide așa, să tacă din gură. Dar nevasta înțeleaptă. Doar eu dacă îi spun ceva, mă cer cu el. Mă cer, strânesc cu o gălăgie, lasă, tac din gură și apoi îi trece. Și o să fie pace în casă. Asta e o nevastă înțeleaptă. Sau câteodată o nevastă are așa o răbufnire de nesupunere, de răzvrătire. Și bărbatul e om cu minte, se uită la ea, trebuie să fie amărât, o pățâi ceva, lasă că-i trece, o să ne împăcăm noi îndată. Asta e înțelepciunea care îl face pe om răbdător. Să ne dea Domnul. Spune-mi amin. Amin. Eu nu întreb amin, că știu frață de ce. Că am văzut unii predicatori spunea amin și adunare, amin, 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 se înflăcărau. Și mi-a plăcut și mie. Și predicam și spuneam amin, amin. M-am dus în Basarabia la Corjeuț, am predicat și spuneam amin, adunare, amin. La unul vine un bătrân și spune, frate Drauș, bă, că tu cunoști Scriptura. Eu sunt merit, a, cât mi-a dat Domnul, știi cum. Măi, drăgușel, unde ai găsit un Scriptură amin cu semnul întrebării? Și eu mă uitam, n-am găsit. Și de ce tot întrebi? Amin? Amin? Băi, amin e cu punct. Pune semnul, amin, așa-i. De-aia eu nu vă întreb amin, dar e drept că înțelepciunea îl face pe om răbdător. Aici eu spun amin. Și mai spune 1 Corinteni 12 cu cât? Cu 4. Dragostea este îndelung răbdătoare. Tot o trăsătură de caracter. Că nu vreau să vorbesc de dragoste acum. De răbdare numai. Cineva îmi sugera și spunea, hai vorbește și de dragoste și fii un pic mai romantic și tu. Na, eu sunt mai fix așa. Dragostea este îndelung răbdătoare. Ați auzit de luna de miere? Doi care se iubesc pleacă în luna de miere. Eu știu tineri care s-au certat până la aeroport. Nu ajung la aeroport și erau deja certați. Dar nu au divorțat, s-au împăcat, erau la început, se iubeau, hai, gata, lăsăm. Pentru că dragostea este îndelung răbdătoare. Să ne dea Domnul dragoste din asta.
Deci răbdarea o primim de la Dumnezeu când accesăm prin metodele care ne-au lăsat Scriptură, Duh Sfânt, din noblețea caracterului nostru se naște răbdare și din experiențele vieții. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în starea de har în care suntem, Romani capitolul 5. Și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Hristos. Și vine versetul 3. Ba mai mult ne bucurăm și în necazurile noastre. Dar de ce? Fiindcă necazul aduce răbdare. Și apoi vezi câte un bătrân de acela cu 70 de ani de căsătorie, care nu o să mai teme el așa tare, atât ai de răbdător, bătrâna varsă apă, bătrâna o șterge, De ce? Experiențele vieții. Necazul aduce răbdare. Eu nu sugerez metoda asta, dar pentru desăvârșirea noastră o folosește Dumnezeu. Și mai spune Iacov 1 cu 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul lui de încercări, ca unii care știți că încercarea credinței lucrează răbdare, numai că trebuie ca răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea. Încercările credinței au scopul lor și lucrează în noi răbdarea. Care-i scopul încercărilor? Spunem o altă dată. În încercări îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Noi avem teoretic așa o doctrină a cunoașterii, dar când treci prin încercare, atunci îl cunoști pe Dumnezeu. La întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit, dar Domnul o sta lângă mine. Și sunt frați și surori și aici, care în clipe de încercare l-o simțit mai aproape pe Dumnezeu. Care-i scopul încercării? În încercare te cunoști mai bine pe tine. Eu am despre mine o părere bună, dar când mă calcă careva pe bătătură sau când trec pentru un necaz, atunci văd eu cât îți dipocăit. În încercare îl cunoști pe Dumnezeu mai bine, te cunoști pe tine mai bine, și încercarea te califică pentru slujire. Am mai spus eu asta. Eu n-am fost la spital internat. Odată în copilărie m-am dus ca să stau mai mult cu sora mea. Nu eram eu bolnav. Am o constituție robustă, bună. Dar ca păstor trebuie să mă duc la spital. La spital nu-mi place aerul. Când ajungi în salon, un iz de medicamente, de doctor. Și nu-l pot suporta. Mă duc la salon, intru acolo, mă duc la geam și deschid geamul. Să intre aer curat și doi strig odată. Închide geamul când îi trage curentul, închide geamul, închide geamul. Și închide geamul când îi trage curentul. Stau un pic și Domnul vă dă binecuvântare, așa am plecat. Ei, dar să te duci, când se duce la spital unul care a stat internat, a avut perfum. Măi, se așează pe pat lângă bolnav și stă că nu-l mai poți scoate din salon. Lui place aerul, lui place atmosfera, de ce? E calificat pentru asta. Și acum vorbim de răbdarea dată de experiențele vieții. Răbdarea care vine prin necazuri și răbdarea care vine prin încercarea credinței. Are Domnul metodele lui, le folosește și noi trebuie să fii mulțumitor. Acum când vorbim despre situații în care trebuie să răbdăm, spune Numeri capitolul 21, versetul 4, că evreii și-au pierdut răbdarea pe drum. Și nu facem din asta un simbol spiritual. Nu, nu. Călătorești tu cu familia ta și cu casa ta, te duci în vacanță în România. Aveți răbdare? Cu nevastă, cu copiii, cu ăla din fața ta, semnalizează stânga și o ia dreapta. Până în America e lung drumul tare. Când am venit în coace, am stat 10 ore, 9 ore, ceva, nu știu exact, fără să mă ridic de pe scaun. De când am plecat din Frankfurt până am aterizat în Atlanta. Am avut norocul că lângă mine erau două persoane, o doamnă și cu... La mine toți erau americani. O doamnă și cu fata ei, probabil. Și se întoarce spre mine și mă întreabă, speak English? Voia să vorbească.
Eu îi spun românește, nu, Doamne, dacă vrei românește, bine, dacă nu, nu. E atunci spune, vreau românește. Hai să vorbim românește. Venit de pe vremea lui Ceaușescu undeva în Atlanta și era și pocăită. Eu n-am cunoscut că e pocăită pentru că avea cercei. Dar i-am spus că e pocăită. Și am avut ce discuta. Încă la urmă timpul a trecut repede, că i-am întrebat-o care-i rânduiala bisericii dumneavoastră cu privire la podoabe și bijuterii. Că Petru spune, nu cu aur, nu. O, ce repede a trecut timpul. Auzi, domnule, mântuirea e prin har și atât. Nu mai avem ce discuta. Să-L iubești pe Domnul și să crezi în harul Lui. Apoi n-am putut nici eu să-L lăs chiar așa, na. Eu de altă învățătură. Așa de repede a trecut timpul. Dar în călătorie trebuie să ai răbdare. Eu sunt omul care nu prea am răbdare în călătorie. Soția spune, claxonează, împinge, hai! Și am mai povestit odată într-o adunare, chemat la nuntă la Botoșani, am luat și copiii, m-am întârziat, la Salce era o demonstrație aviatică, blocată circulația, când s-a dat drumul la circulație, am început să merg. Când am ajuns la barieră la Botoșani, dincolo de Dumbrăveni, bariera pusă. Eu eram a cincea, a șasea mașină. Dar mașină, coadă în spate. Și pe când stam acolo, o mașină cu volanul pe dreapta, cu numere de Anglia, trece pe stânga, pe lângă mine. Și eu îi spun la copii, ăsta se crede în Londra. Dar după el mai trece unul. După el mai trec vreo 5-6 până unul ajunge în drept cu mine. Și eu spun la copii, să vezi îndată când ridică bariera, ce pățesc ăstea. Să vezi ce pățesc ăștia. Că ăia vin încoace, aici e blocat. Am dat geamul jos și am vrut atât să-i fac la unul. Nu îi spuneam nimic, că sunt pocăit, sunt păstor. Am vrut așa. Când am dat geamul jos, ăla dă și el. Întinde un mânoi mare, spune, pacea Domnului, frate Dragoș. Eu zic, pace. Dar nu-i frumos ce faci. Mă întreabă, tot la nuntă? Tot la nuntă. Ce au făcut, măi? Mireasa era de Plaia Slovăz, de undeva, de pe acolo. O venit, i-o blocat în trafic și acum când le-o dat drumul în târziu, Miri la nuntă. Era Miri și Mireasa, prima mașină. Și ei au trecut și când au ajuns la barieră, s-au dus cineva și i-a spus la cealaltă din frunte, măi, mergem la o nuntă, de Miri, Mireasa, nu veni încoace. Și așa mai cuvinte ca mine, o sta frumos până o trecut. Eu am ajuns târziu la nuntă, am târziat. Da, nu e frumos. Vi s-a întâmplat în călătorie, așa, să vadă copiii când aveți răbdare? Întreb, că nu știu, nu mi-a descoperit Domnul. Și să, în mașină la tine să-i cerți pe toți pe participanță la trafic, pe toți să-i cerți. E o împrejurare în care trebuie să răbdăm. Să fim sănătoși în răbdare. Doamne ajută! Mai spune Iacov în capitolul cât? 4 cu 7. Plugarul așteaptă cu răbdare roada. Eu am spus răbdare în investiție. Dom'le, plugarul se duce iar, aruncă sămânța, toată vara stă în capătul bucăță. Mie mi s-au comunicat de acasă că e mare secetă. Am întrebat, ce cu roșele, ce cu ardeii? Măi, omule, nu plouă la noi, e nenorocire. Și câteodată ai ceva, câteodată n-ai, dar plugarul așteaptă cu răbdare. Ați făcut voi investiții în familie? Măi, dacă de Domnul, cumpărăm aceea, schimbăm mașina, facem... Măi, așteptați cu răbdare. Domnul să ne ajute la asta. Și mai scrie în Evrei cât 10 cu 35, cu câte acolo, scrie că aveți nevoie de răbdare, cu 36 cred că, ca după ce ați împlinit să primiți cele făgăduite. Da? Aveți nevoie de răbdare când aștepți pe cineva. Noi suntem o imagine pentru alți oameni. Oamenii ne știu. M-am dus la dispensar să iau o adeverință la un copil când nu putut merge la educația fizică. Doar te duci, îți dă hârtia și pleci. Când mă duc plin acolo și eu intru, bună ziua, că-s din sat, toată lumea e bolnavă azi. E, domnul Cluitor, așa e. Zic, eu numai o adeverință dau să intru. Dar noi tot pentru o adeverință stăm. Na, tot pentru o adeverință. O trebuie să stau. Am chioșcul de pâine
lângă mine. Eu mă duc, de regulă mă duc cu banii pregătiți, pun banii, eu pâinea, ce faceți, politeți, bine. Mă duc în fața mea o doamnă, cred că era din sat, dar nu o cunosc, plecată prin diaspora. Băi, acum mi-aduc aminte. Dați-mi, vă rog, 100 de grame de măsline. Îi numără cei când îi zice, a, n-am vrut verzi, am vrut de alea neagre. Băi, neagre. Ce aveți acolo? Chipsuri cu cașcaval. Da, acolo, da, acolo. Și eu întreb, doamnă, mă tare aici, mai de cumpărat sau ești curioasă numai? Și ea se întoarce, spune, domne, stai la rând, că și eu stau. Ei, matale, ești acolo, apucăiți, un fel de șef, nu? Zic, da. Mai cum stați cu răbdarea voi? Aveți răbdare? Știu, nu e temă de conferința asta, dar v-am spus, nu știu să țin conferință. Dar știu să vorbesc de ceea ce n-am eu câteodată. Să fie sănătoși în răbdare. Dumnezeu să ne ajute. Scrie în cartea Evrei, Petru 3, cu cât? Cu 8? Da, cu 8, cred că. Încolo fiți cu aceleași gânduri, simțind, iubind ca frați, milosme, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. O trecem tot la capitolul răbdare. N-ați fost în casă niciodată ispitiți să întoarceți rău pentru rău? La soție, la soț. Când nevastă mi-a spune ceva și n-are dreptate. Sau eu nu trebuie să-i spun ceva că nu e așa? Că doar și eu știu să vorbesc, nu numai ea. Și vine Biblia, spune, aici la capitolul răbdare, sănătos în răbdare, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, că la asta a fost chemat, să moșteniți binecuvântarea. Eu când am judecat versetul ăsta, că și pe mine m-a ispitit lucrul ăsta, am judecat rău prin prisma intențiilor. Măi, dar o vrut să-mi facă rău? Chiar în casă, partenerul, un copil. Poate nu vreau să-mi facă rău. Nu, o ieșit rău, dar eu vreau să facă bine. Știi ce spune Pavel în Romani? Când vreau să fac rău, că binele rău stă lipit de mine. Am mai dat exemplul ăsta. Spune nevastă mea, măi, îndreaptă draperie aceea, că stau un pic așa, vin atâția musafiri la tine, nu parc gospodar deloc. Dar eu întrebi mașină, întrebi dibduri, întrebi... Am un presbiter în adunare, din meserie. Băi, vine-o și dăm în dreapta un pic. Acum, aia, frate, ia mașina, dă o gaură, o dă exact în coloana de la curent. Se face scurt, mi-o oprește curentul, nevastă spune să dezgheață frigiderul, copiii au de făcut teme. Ce-ai făcut de? Dar ce am vrut? N-ai nicio doză, n-ai de unde să știu eu unde curentul tău. Ce să-i fac la ăsta? El a vrut să-mi facă bine, doar eu l-am chemat să-mi facă. S-a făcut rău. Eu când am luat versetul ăsta, nu întoarceți rău pentru rău, l-am judecat prin prisma intențiilor. Că cineva vrea să-ți facă bine, dar iese rău. Apoi la ăsta nu poți să-i faci rău, nu? Doi, trec scurt. L-am judecat prin prisma rezultatelor. O vrut să-mi facă rău, dar mi-a făcut un mare bine. Am exemple, dar nu le spun acum. Spun numai de Iosif, care spunea odată în Genesa 50, ne-a greșit, voi a vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu mi-a făcut bine. Și dacă o ieșit bine, la ce să mai pedepsești? Nu? Am mai întâlnit oameni care au vrut să-mi facă rău și mi-au făcut rău. Nu, cu ăștia e o problemă. Nu vorbesc de alte versete, cât timpul trece, dar scrie în Roman 12:21, biruința finală, spune așa, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește rău prin... Doamne, ajută-ne la asta! Deci când am vorbit de răzbunare, când n-avem voie să ne răzbunăm, n-avem voie să întoarcem rău pentru rău. Scrie mai jos, termin imediat. Scrie mai jos așa,
că cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buze de la cuvinte înșelătoare. 2. Să se depărteze de rău și să facă binele. 3. Să caute pacea și să o urmărească. Vreți să aveți zile bune în casă? Atenție la comunicare. Și așa, eu nu stăpânesc foarte bine limba română și absolut deloc limba engleză. Adică nu, în Atlanta am învățat două cuvinte. Ia și ok și încă unul, troc. Atâta. Știu eu în engleză. E rușine pentru mine, dar de-am mult bătrân, nu mai învăț eu engleza. Să-și înfrâneze buze de la rău și de la cuvinte înșelătoare. Sunt în casă cuvinte care nu trebuie folosite. Glume proaste, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite și multe amenințări și orice strigare să piară din mijlocul vostru, Efeseni 4, ultimul verset, da? Și multe altele nu trebuie. Să nu fie cuvintele astea în casă, că suntem la o întâlnire cu familie. Sunt cuvinte care trebuie promovate. Să dea har celor care ascultă. Dumnezeu să ne ajute. Deci primul lucru, atenție la vocabular. 2. Depărtează-te de rău și fă binele. Dar eu trebuie să identific care e rău, ca să știu de ce mă depărtez. Măi, asta la mine în casă e rău. Și spuneam eu, rău e versetul 9. Nu întoarceți rău pentru rău. Spunea Pavel în Romani 12:19, fraților, nu vă răzbunați singuri. Există ispita asta să te răzbuni. Să-i arăt că și eu sunt om, și eu am personalitate, îi întorc vorba, îi fac și eu rău. Dar asta nu-i la pocăiți. Dar asta nu-i la mine în familie, nici la dumitale. Eu cred că răzbunarea e un lucru rău, că spune nu vă răzbunați. Bun, dar care-i binele care trebuie să-l fac? Depărtează-te de rău. Eu lăs răzbunarea și mă duc la bine. Scrie 2 Corinteni 2:7. Mai bine să-l iertați pe cel vinovat. Vă place binele ăsta? Nu te răzbuni. Eu iert. Eu sunt pocăit, plin de Duhul Sfânt. Am experiență la viață. Care-i alt rău? Anturajele rele. 1 Corinteni 15:33. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Eu am întâlnit familii ajunse în pragul falimentului din pricina prieteniilor și a prietenilor de familie. Dar vine Pavel și spune clar, tovărășiile rele. Și dacă văd că o tovărășie nu-i chiar bună, e multă vorbă, e multă clevetire, e mult așa, am povestit, eu o spun că acum e mult de atunci. Și eu am aproape 40 de ani, 38 și, de când sunt însurat. Când eram cavalier, venea o soră din adunare la noi. După adunare venea la noi. Mânca, da. Și mereu îmi spunea ei de o fată. Bună copchilă fata asta, dacă ai luau, nu-mi plăcea. Dar nu mă deranja că își prezintă nepoata. Mă deranja că toate celelalte erau rele. Dar ce părere, aceea, exact ca mamă, să da, aceea, bă, odată, două, trei ore, m-am supărat. Și odată când a venit, a spus, sora, nu-i spun numele, știi cântarea asta? Ia, soră, da, hai să o cântăm. Și o cântăm. Da, asta o știi? Da, hai să o cântăm. Am cântat vreo 3-4 cântări, s-o ridica și spune la maică mea, băiatul tău îți bate joc de mine? Dar de ce că am cântat și n-am clevetit? De ce îmi bătea în joc? Pentru că prieteniile rele, tovărășiile rele strică. Asta e rău și mă depărtez. Dar trebuie să mă lipesc tare de bine. De ce mă lipesc? Spune Psalmul 101 cu versetul 6. Voi avea privirile spre cei neprihăniți din țară, ei vor locui lângă mine. Băi, sunt familie de oameni pocăiți. Chiar familii tinere. Nu interzis să ai prieteni și prietenii, dar împrietenește cu aceia care vin la tine și cântă o cântare, care pot face o rugăciune, nu de aia, de aia, Andrei, nu de aia cum se cheamă, care știu să se roage, care însoțește Domnul. Apoi că vorbiți și voi de familie și de casă, nu e un păcat, dar să aibă câteva lucruri bune, eu cu ăștia mă împrietenesc. Cu ăștia mă împrietenesc.
Apoi mai scrie în Coloseni 3:5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta rea. Și lăcomia care vă închinare la idol. Știți că în familie pot veni ispite prin pofte rele? Nu intrăm în capitolul pofte, nu intrăm în detalii. Dar pot fi pofte rele. Eu de astea mă îndepărtez. Fug de poftele rele și mă lipesc tare de bine. Roada Duhului, Galateni 5:22, ultima roadă, înfrânarea poftelor. Doamne, ajută-ne la asta. Și mai este un rău, nu știu dacă voi o să vreți să vă lăsați de el. Eu vi-l spun. Parcă în Timotei 1:10 spune așa, că iubirea de bani e rădăcina la toate relele de până acum. Vreți să scăpați de astea? Nu de bani, că bani și mie îmi trebuie. Am familie, am și căsătorii și necăsătorii, îmi trebuie bani. Dar iubirea de bani, frații mei, și nu predic acum despre lăcomia de avere și Dumnezeu și mamona, nu, nu, nu. Iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Am vrut să mă întâlnesc cu o persoană în America, nu acum, când am venit prima dată. Și am spus, aș vrea să mă întâlnesc cu tine. Oh, îmi pare rău, dimineața eu sunt la lucru. Nu nimic, ne întâlnim după amiază. Spune, da, dar nu te supăra, eu am două job-uri, nu știu, două am. Lucrez și după amiază. Și spun, să nu spui că noaptea dormi. Te rog frumos, dacă ai venit în America, nu spui că noaptea te culci. Asta e deja iubire de bani. Dar iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Ori o credeți, ori nu o credeți, eu predic cum scrie și plec acasă. Eu n-am venit în America după bani, mulțumesc. Nici fratele Viorel, avem înțelegerea noastră. Nevastă mea când mi-a spus, băi, nu te duci, n-am nevoie de nimic, avem cu ce trăi acasă. Mulțumesc gazdei mele, fratele Traian, care mi-a făcut un cadou obligatoriu. Iubirea de bani. Când iubești bani, nu mai ai familie, nu mai ai nevastă, nu mai ai bărbat, nu mai ai copii, nu mai ai adunare, nu mai ai suflet. Ai nevoie de bani și de bani și de bani. Dumnezeu să ne dea pocăință. Eu fug de... ăsta e lucru rău. Depărtează-te de rău și fă binele. Dar care-i binele oare? Tot acolo, 1 Timotei 6:17-18, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu-și pună încrederea în niște bogății trecătoare. Că... așa, și în versetul 18, să fie darnici, să facă bine, să-și pună astfel o bună temelie. Ăsta e binele. Vreți să aveți pace? Să aveți zile bune în familie? Spunea Petru așa, depărtează-te de rău și fă binele. Și Dumnezeu să ne ajute. Închei cuvântul meu aici, mai sunt și alte lucrări. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și în Chicago aici, nu știu din ce biserică sunteți, să aud că sunt familii sănătoase în răbdare. Doamne ajută-ne! Amin. Amin.